Lăudați să fie Domnul și binecuvântați să fie numele Lui. Dragii mei, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că cu ajutorul Lui am ajuns la final de an slăvit să fie Domnul. Dumnezeu ne-a ocrotit, Dumnezeu ne-a păzit, Dumnezeu a fost cu noi, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Chiar dacă unii nu mai sunt în viață, pe noi Dumnezeu îi mulțumim, ne-a ținut în viață, slăvit să fie Domnul. Cu siguranță Dumnezeu a avut alt plan cu alții pe care Dumnezeu, unii dintre ei au plecat acasă la Domnul la cele veșnice. Dar noi care suntem în viață să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru că în țara noastră, dragii mei, este pace. Ne bucurăm acum la sfârșit de an de pacea lui Dumnezeu pe care a lăsat-o peste țara noastră. Suntem în casele noastre cu familiile noastre la căldură, suntem în casele noastre, avem lucruri minunate, slăvit să fie Domnul, avem ce pune pe masă, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, spun din toată inima, lăudat să fie Domnul și mă rog lui Dumnezeu ca anul care vine, Dumnezeu să ne ajute să fim plini de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Am un gând minunat pentru voi din cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 13 și 14. Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte la acest cuvânt și Dumnezeu să ne ajute să-L împlinim din toată inima. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Versetul 14 spune așa, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Lăudați să fie Domnul. Domnul să ne ajute anul care vine, dragii mei, să facem toate lucrurile, ceea ce, bineînțeles, este plăcut înaintea lui Dumnezeu, cu dragoste, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne umple cu dragostea Lui, slăvit să fie El. Și cum a spus și înainte, Dumnezeu să ne umple pe toți, cu Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. Ne bucurăm, dragii mei, de aceste sărbători, pentru că Dumnezeu ne-a dat putere să ajungem cu bine acum la sfârșit de an, pentru că Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar de minunat în țara noastră. Dumnezeu a păzit granița țării, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ascultați-mă bine, nu NATO a păzit granița țării, Dumnezeu a păzit-o, slăvit să fie Domnul. Faptul că avem pace în România, asta este datorită lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vegheat, Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu a fost cu noi, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, voi mai citi un cuvânt din Biblie, cuvântul Domnului spune așa, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul. Și voi mai citi și mai jos, versetul 20, cuvântul Domnului spune așa, nu disprețuiți prorocile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. În versetul 17 spune cuvântul Domnului, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea pe care o doresc în viața mea să fie întotdeauna acest lucru, să-l am în viața mea și, bineînțeles, rugăciunea să fie un obicei, bineînțeles, cum spuneam cuvântul lui Dumnezeu, că Daniel se ruga de 3 ori pe zi. Să ne ajute Dumnezeu nu să ne rugăm de 3 ori, să ne rugăm de 6 ori pe zi, slăvit să fie Domnul. Să ne rugăm în gândul nostru, să ne rugăm când mergem în când suntem în mașină, la serviciu, oriunde, dragii mei, ne putem ruga. Dumnezeu să ne ajute. Dacă avem dragostea aceasta de a ne ruga, să știți că o putem face oriunde. Chiar și în gândul nostru ne putem ruga. Chiar și în mașină, chiar și la muncă, poate, nu știu, sau oriunde ești, te poți ruga slăvit să fie Domnul în gândul tău, bineînțeles. Și acasă, părtășia, bineînțeles, cu familia, în rugăciune, copilașii noștri, bineînțeles, cei care suntem căsătoriți, o părtășie frumoasă în familie, prin rugăciune, prin cântare, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și cuvântul Domnului spune așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Să ne ajute Dumnezeu să fim mulțumitori. Uitați-vă, dragii mei, cât de minunat a lucrat și lucrează Dumnezeu. Adică noi trebuie să fim mulțumitori pentru că ne-a binecuvântat Dumnezeu, ne-a dăruit pace, ne-a dăruit multe lucruri pe care le avem, dragii mei. Avem hrană,
Aerul acesta care îl respirăm este de la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, și Dumnezeu ni l-a dăruit, slăvit să fie Domnul. Avem liniște, putem să ne rugăm, putem să mergem la biserică, putem să avem părtășie cu frații, chiar dacă mai sunt probleme în viața de zi cu zi, Dumnezeu le poate rezolva, slăvit să fie Domnul. Dar spune cuvântul Domnului, spune așa, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ce înseamnă să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, dragul meu? Asta înseamnă că chiar atunci când sunt în încercare, când ești în încercare, să-i mulțumești lui Dumnezeu că El te va izbăvi, că El te va ocroti, că El va mântui sufletul tău și El va fi cu tine. Chiar acolo în strâmtorare, chiar acolo în necaz, Dumnezeu îți va da biruință, slăvit să fie Domnul. Că de multe ori, dragii mei, îi mulțumim lui Dumnezeu, pur și simplu îi mulțumim pentru lucrurile acestea pământești, dragii mei, pentru tot felul de lucru și nu este rău, dar haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu care ne-a scos din încercare. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a trimis ce a avut mai scump. L-a dat pe Fiul Său pentru noi să moară pentru tine, pentru mine, pentru păcatele noastre. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ocrotit familiile noastre, slăvit să fie Domnul, copilașii noștri. Dumnezeu să fie lăudat, Dumnezeu să fie binecuvântat și Dumnezeu să fie înălțat. A Lui este toată slava, toată gloria și toată cinstea, pentru că El ne-a ocrotit și ne va ocroti, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, îmi doresc să aveți un an nou binecuvântat. Un an nou în care să ne ajute Dumnezeu să ne apropiem mai mult de El. Și un an în care să ne rugăm mai mult. Un an în care să strigăm mai mult către Dumnezeu. Și un an în care să fim uniți, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Chiar dacă sunt probleme în viața ta, chiar dacă sunt probleme în viața mea, chiar dacă sunt probleme în biserici, singurul care poate să rezolve problema este Dumnezeu. Singurul care poate da izbăvire problemei tale este Dumnezeu. Bineînțeles, și noi trebuie să ne facem partea, să ne rugăm, să trăim în pace și să ne ajute Domnul să fim plini de Duhul Sfânt. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să fie cu voi acolo în familiile voastre, Dumnezeu să vă ocrotească, poate sunteți în altă țară la muncă, Dumnezeu să fie și cu voi acolo, oriunde veți merge, Domnul să fie cu voi și protecția Domnului să fie peste voi întotdeauna. Și un lucru mi-l doresc, Dumnezeu să ne ajute să ajungem în împărăția Lui, adică să fim mântuiții Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Domnul să fie cu voi. Amin.